Un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a cerut iubita în căsătorie în timp ce se aflau într-o vacanță romantică pe un vas de croazieră. Bărbatul s-a stins chiar sub ochii viitoarei sale soții. Cei doi se aflau în croazieră pe Marea Mediterană, împreună cu fiul lor. Silvio, originar din Italia, s-a simțit brusc rău după ce și-a cerut iubita în căsătorie. Familia intenționează acum să depună plângere împotriva companiei de croaziere, acuzând faptul că intervenția medicilor a fost întârziată. A fost anunțat imediat echipajul medical, dar a sosit cu mare întârziere când nu mai era nimic de făcut, a explicat Carlo, socrul lui Silvio. În timp ce așteptam sosirea paramedicilor, am fost lăsați fără niciun ajutor, iar comandantul navei de croazieră nu ne-a prezentat nici măcar condoleanțe, a continuat el. După ce a fost constatat decesul, trupul neînsuflețit al bărbatului de 35 de ani a fost transferat la morga spitalului din apropiere, relatează știrile ProTV.ro.